Evenimentele din 13-15 iunie 1990 au arătat lumii întregi că România, eliberată de regimul Ceaușescu, nu scăpase de apucăturile dictatoriale. Puterea de la acea vreme, în frunte cu Ion Iliescu, a înnăbușit protestul din piața Universității și le-a cerut minerilor din Valea Jiului să vină în ajutorul guvernului. Mă adresez dumneavoastră de această dată, mulțumindu-vă pentru răspunsul de solidaritate din Pitorească pe care l-ați dat la chemarea noastră. Delegația de minieri se întâlnește cu domnul Cosma și se va deplasa spre piața Universității pe care vrem să o reocupați dumneavoastră. Minerii au devastat sediile partidelor istorice, au atacat facultăți din București, au bătut profesori și studenți, au ocupat sediile ziarului România Liberă și cel al televiziunii române. Capitala a fost cuprinsă de haos. Intelectualii, bărbații cu barbă sau cei cu ochelari au fost bătuți și arestați. Medicul Liliana Halfon, stabilită în Elveția din anii 70, s-a întors acasă în iunie 1990 ca să-și înmormânteze tatăl răpus de un infarct. A nimerit într-un București ocupat de mineri. Un tânăr nevinovat a fost ucis în fața ei, fără ca ea să poată face ceva. Eram în mașina unui prieten cu coșul lui tata pe acoperiș. Vedeam camioane și cu oameni beți înăuntru, cu sape. Trecea un tânăr cu o servietă și cu niște acte. Camionul a frânat brusc, noi am frânat brusc, era să intrăm în camion. Și s-au dat jos mineri și după ce s-au urcat înapoi, nu mai era tânăr jos. Era o baltă de sânge. L-au omorât. Și dumneavoastră ați văzut cu ochii dumneavoastră? Cu ochii mei, cu ochii mei. Pe 15 iunie, miile de mineri au fost strânși la Romexpo, unde președintele Ion Iliescu le-a mulțumit. Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru ceea ce ați demonstrat și în aceste zile. Că sunteți o forță puternică, cu o înaltă disciplină civică, muncitorească, oameni de nădejde și la bine, dar mai ales la greu. Într-un interviu oferit televiziunii naționale italiene, Ion Iliescu i-a mai lăudat odată. Au făcut și lucruri bune. I-au pus mâna pe sapă și au refăcut tot spațiul verde din fața Teatrului Național. La 32 de ani de la intervenția brutală a minerilor, până și numărul morților este disputat. Procurorii susțin că au fost împușcați 4 oameni. Alți 2 ar fi murit în urma bătăilor încasate. Asociațiile victimelor mineriadelor susțin însă că au fost în jur de 100 de morți și 1000 de răniți. Însă până acum niciun vinovat.